Totul s-a întâmplat ieri dimineață la șimleul Silvaniei. Animalul sălbatic care era rănit a ajuns între blocurile din oraș. O femeie l-a văzut și s-a îndepărtat repede de el, iar o alta a încercat să se adăpostească într-un magazin din zonă. Toată întâmplarea a fost surprinsă de camerele de supraveghere din oraș. Pe imagini se vede cum mistrețul apare dintre blocuri și fugărește o localnică pe care o trântește la pământ. Potrivit reprezentanților spitalului din Șimleul Silvanii, o femeie de 58 de ani și un bărbat de 62 de ani au fost mușcați de un porc mistreț și aduși la unitatea medicală de către un echipaj smurt. Cei doi au fost tratați și vaccinați, iar ulterior transportați la Spitalul Județean de Urgență din Zalău pentru a fi internați la secția de boli infecțioase. Mistrețul a încercat să muște trei persoane care acum se află la spital. Am vorbit cu cei de la spital și mi-au spus că persoanele sunt foarte speriate. Nici nu ai cum să nu fii speriat când sare un mistreț la tine. Am dat acordul să-l anihileze pe domeniul public pentru că dacă este rănit, este foarte periculos, a spus Septimiu Cătălin Țurcaș, primarul orașului și mleul Silvaniei. Autoritățile sunt deja în alertă. În căutarea mistrețului au pornit membrii asociațiilor de vânătoare, dar și polițiști și jandarmi.